Bună seara, bine ați venit alături de noi. Suntem live și avem o temă de sezon, aș spune eu, în seara asta, deși cred că doamna doctor care acum mă ascultă, e posibil să vrea să mă corecteze, pentru că îngrijirea pielii ar fi bine să ne preocupe tot timpul anului, dar o să vorbim și despre asta. A venit vara, deși uitându-mă pe geam nu e chiar vară încă, dar sunt convinsă că o să avem parte de zile călduroase și de soare arzător, așa cum am avut de fapt în fiecare vară. Și cum spuneam, a venit vara sau va veni vara și despre asta o să vorbim, despre îngrijirea pielii în sezonul cald, cu sfaturi de la doamna doctor. Live-ul din seara asta este posibil mulțumită celor de la farmaciile Alfega și ne bucurăm mult că au avut inițiativa asta, pentru că deși pare a fi un subiect foarte discutat, nu știu cum se întâmplă că atunci când vine vara uităm de toate sfaturile și tot ajungem să ne expunem necontrolat la soare. Așa că mulțumim Alfega și mulțumim și celor de la Medisan care sprijină live-ul din seara asta. Aș vrea să vă prezint pe doamna doctor. Se numește asistent universitar dr. Andreea Boca. Bună seara! Bună seara! Doamna doctor este medic specialist, dermatovenerolog, doctor în științe medicale, asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu. Este trainer pentru mai multe companii internaționale de estetică și coordonează proiecte de cercetare în domeniul esteticii. O să vreau ca înainte să intrăm direct în subiect să vă mai dau o veste bună. În seara asta, pe lângă multe, multe informații și clarificări pe care o să le facem despre îngrijirea pielii vara, dar nu numai, avem și 6 produse pe care le-am primit de la Medisan și de la SES Derma. Ni le-a oferit ca noi la rândul nostru să vi le oferim vouă. De la Medisan avem, și cred că o să le și vedeți pe ecran chiar acum, de la Medisan avem 3 creme cu protecție foarte ridicată, 50 am văzut eu pe ele. Au și textură lejeră care nu lasă urme și sunt și rezistente la apă. Iar de la cei de la SES Derma avem 2 geluri de după soare, după plajă și o cremă pentru protecție solară. La fel am văzut cu factor de protecție 50, o să aflăm mai târziu și ce înseamnă aceste cifre. La sfârșit o să alegem un câștigător. Tot ce trebuie să faceți este să ne scrieți comentariile, întrebările voastre în comentarii aici în live și la sfârșit, cum spuneam, alegem împreună cei 6 câștigători. Nu vă mai țin de vorbă și trecem la informații, că de asta am venit aici să aflăm despre cum ne îngrijim pielea. Doamna doctor, vă rog, spuneți-ne ceva la modul general despre piele, de ce este atât de importantă? Bună ziua! Doresc să încep prin a saluta inițiativa pe care ați avut-o alături de cei de la Alfega, în a aborda un subiect atât de prezent și nu doar pentru că e vară, ci pentru că e primul gest pe care ar trebui să-l facem în semn de respect pentru pielea noastră, pentru a ne proteja de cancerul de piele, de îmbătrânirea prematură. Ar trebui întotdeauna să ne gândim la acest aspect, la fotoprotecție, indiferent de sezon. Deci este importantă pielea noastră. Pielea noastră este cel mai mare organ al corpului uman și ne învelește în întregime, din cap până în picioare. Are multiple roluri. În primul rând ne protejează de tot ceea ce înseamnă microbi, virusuri, bacterii, toată această amenințare din afară. Ne protejează de razele de soare, dar trebuie să înțelegem că are o capacitate limitată și are și o nevoie de ajutor în contextul în care gara din stratul de ozon este suficient de mare încât pielea noastră să nu mai fie protejată, să nu mai fie pregătită pentru a reuși să facă față la tot ceea ce vine din afară ca și doză foarte mare de radiații ultraviolete. Aceasta nu era o realitate în copilăria noastră, când știm cu toții că stăteam pe malul lacului ore în șir și nu ne ardeam, nu se întâmpla nimic. Ei, acum 2 ore te prinde soarele la pescuit pe lac, arsură semnificativă, lucrurile s-au schimbat. Dar iertați-mă, este chiar unul dintre argumentele pe care ți le dau cei care nu vor să folosească protecție solară. Că ce? Bunicii noștri nu se dădeau cu protecție solară. Iată și explicația. Chiar mă bucur că ați spus asta. Au trăit, au prins, celebra replică, au prins alte vremuri. Da, da.
protecția stratului de ozon era reală pe atunci. Acum este atât de afectat de poluare încât nu mai reușește să facă față și toată lumea știe gaură din stratul de ozon. Ei, de aceea radiațiile ultraviolete sunt atât de puternice. Aceeași piele are rol în a preveni deshidratarea organismului, a ne regla temperatura, a ne oferi imunitate. Este unor procese vitale foarte importante, de aceea trebuie să o privim dincolo de aspectul ei estetic. Nu e doar un ceva ce te face, un ambalaj care te face mai frumos. Mă gândeam când pregăteam live-ul din seara asta că este pielea ca o oglindă a tot ceea ce facem, de la somn, la alimentație, apă, fumat. Cum se întâmplă lucrurile astea? De ce este atât de vizibil stilul nostru de viață direct pe piele? E o frază foarte frumoasă care mie îmi place la nebunie. My skin is the mirror to my soul. Într-adevăr, reflectă tot ceea ce se întâmplă în interior, tocmai pentru că este bariera care ne protejează, dar care ne și creează legătură cu mediul înconjurător, așa încât de la probleme de sănătate, vezi un om mai palid, pe cel vezi că e palid? Pe piele. Îl vezi icteric, pe cel vezi că e mai galben și că ceva e în regulă? Pe piele. La fel de bine, vezi oboseala. Unde ne vedem oboseala? În jurul ochilor. Cine nu e obosit? Toată lumea e obosit constant, din pacienți în clinica noastră, cerând umplerea zonei cearcănelor. De ce își doresc aceasta? Pentru a estompa oboseala. Pentru că o simt, nu doar pentru că o văd, dar pielea noastră o reflectă. Iarăși, deshidratarea, perioada în care nu consumăm lichide, nu ne alimentăm corespunzător. Acum, de ce ne influențează atât de mult acești factori? Pentru că pielea noastră este un organ viu și are nevoie și ea ca și, doar pielea are nevoie de hidratare, dar la fel ca și sângele nostru, ca și întreg organismul nostru, că suntem făcuți din apă, are nevoie de hidratare corespunzătoare. Și din interior, prin consumul de măcar 30 de mililitri pe kilogram de apă, dar și din exterior, prin aplicarea unei creme adecvate tenului, prin fotoprotecție și prin a înțelege că la ora 2 afară în soare, nici cu fotoprotecție, nici cu nimic, nu are pielea mecanismul necesar să se protejeze de doza foarte mare de radiații. Fumatul este în general nociv pentru organism, dar pielea este vascularizată, are nevoie de vase de sânge ca prin ele în derm să ajungă substanțele nutritive, să se oxigeneze corespunzător, iar circulația este afectată de fumat. Și din interior și nu uitați că și din afară toți acești factori nocivi ne afectează și poluare, ne afectează și stresul. Acum e ușor de spus, dar practic spun pacienții, ok, și ce să fac? Să mă mut într-un sat din Japonia unde nu sunt stresat, unde mi-aduc aminte să beau apă, că sunt zen și unde stau sub umbreluța mea? Nu, dar facem ceea ce putem. Totuși, ceea ce putem pornește cu un gest elementar. În fiecare dimineață și seară te speli pe dinți, corect? Nu? Da, bun. După spălatul pe dinți îți mai ia un minut să-ți aplici pe față o cremă de fotoprotecție. N-ai nevoie de rutina asiatică de 7 pași, de 7 straturi. Nu. O aplicare simplă de cremă a unei creme de fotoprotecție. Dar pe lângă comportamentul nostru care se vede pe piele, există și factori genetici? Adică se întâmplă uneori să vedem o persoană cu pielea foarte ridată, deși este foarte tânără, ai asocia ridurile cu o vârstă mai înaintată, sau cu pete pe piele. E acolo un motiv de genul ăsta, o componentă genetică? Da, noi spunem, lucrăm cu materialul clientului, da. Mm-hmm. Genetică este foarte importantă, calitatea fibrelor de colagen și de elastină. Prezența acvaporinelor, acele microcanalicule care permit difuzia din profunzime spre suprafață a apei, care astfel hidratează organismul nostru, toate sunt determinate genetic. Poți să ai foarte multe, să-ți ajungă puțină apă să o bei și tu deja arăți foarte bine, dar nu toată lumea e așa. Poți să fii moștenit, mă rog, are doar o componentă genetică, dermatita atopică, nu este o patologie strict genetică, are o componentă genetică, este o predispoziție genetică. Dacă ești un pacient atopic, trebuie să înțelegi că tu ai nevoie de o îngrijire specială a pielii tale, că pielea ta nu e ca pielea altuia. Mulți spun, e bine, dar am o prietenă care fumează de numai, să zic ce bine arată pielea, ce se afumă, nu se strică. Adevărat. Dar trebuie înțeles că pielea mea, în parametrii mei, be your own kind of beautiful, eu cu pielea mea am de lucru, degeaba mă uit la pielea altuia care are o altă moștenire genetică, trebuie să înțeleg că eu de pielea mea trebuie să am grijă și să o țin pe a mea în parametri optim, nu să mă uit la cum e pielea altuia, pentru că inclusiv
structura osoasă, lumea înțelege că noi îmbătrânim, ne pică pielea. Nu, de la vârsta de 25 de ani începe, 25 de ani din tinerețe, începe aging-ul osos, unde oasele noastre se micșorează. Pielea, stând pe un schelet mai mic, aceeași piele începe să pice și vedem excesul. De ce la unii mai mult și la unii mai puțin? Păi unii avem o osificație mai marcată, unii o osificație mai puțin importantă și atunci, bineînțeles că avem de lucru noi cu noi și că avem o moștenire genetică pe care nu o mai putem influența, dar în schimb avem o serie de factori de mediu la care le facem față în viața de zi cu zi, unde putem avea mult de lucru și unde putem să ameliorăm situația în favoarea noastră. Da, înțeleg că pielea, ați spus-o foarte clar, este diferită de la o persoană la alta, dar pielea aceleiași persoane poate fi diferită și de la un sezon la altul? Pielea noastră resimte, bineînțeles, modificarea sezoanelor. Pierderea transepidermală de apă se întâmplă preponderent în sezonul cald. La noi în România, acum avem 4 sezoane, în sezonul de vară pierdem mult mai multă apă transepidermală. De ce? Datorită căldurii de afară. Dar, de asemenea, în sezonul rece, dacă stăm să ne gândim, mai ales cei care mergem la schi, pielea noastră este afectată de frigul de afară, de razele ultraviolete care vin și de sus, dar sunt reflectate și de zăpadă. Deci fiecare sezon are particularitățile lui și diverse provocări pentru pielea noastră. Nu putem spune că doar vara ea suferă, dar clar deshidratarea e mai marcată vara. Ce se întâmplă vara pe lângă deshidratare? Razele de soare, inamicul numărul 1 a pielii. Fenomenul de crono, îmbătrânim în două feluri, avem chronoaging și photoaging. Pielea noastră îmbătrânește toată pentru că trece timpul și nu putem preveni. Îmbătrânim, asta este. Dar pielea noastră mai îmbătrânește și sub efectul razelor de soare. E, acest photoaging este cel mai marcat, bineînțeles, în sezonul cald, pentru că avem doza cea mai mare de ultraviolete. Nu doar în sezonul cald, dar în sezonul cald este să spunem, accelerat totul de faptul că mergem la mare și din nisip și din apă se reflectă. Ne place să stăm la soare și o facem abuziv inclusiv la ora amiezii. Uităm să punem fotoprotecție. Deci e un cumul de mai mulți factori mai prezenți în sezonul cald, dar de care nu ne lipsim nici în sezonul rece. Ne-ați putea da, să zic, 5, dar câte considerați dumneavoastră că este nevoie, sfaturi pe care să le urmăm imediat ce începe să se încălzească? Cum ar trebui noi să ne comportăm când începe să ardă soarele vara? Sfatul numărul 1, 2, 3, 4, 5 ar fi să aplicăm fotoprotecție. Dar acum să facem aceasta, care din punctul meu de vedere, locul 1, 2, știți că e o melodie celebră cu wear sunscreen, the best advice that I can offer, wear sunscreen. Da, într-adevăr, aplicarea fotoprotecției, dar n-are sezon. Acum, dacă nu o faci tot timpul anului, că nu ești compliant, măcar în momentul în care vine căldura, amintește-ți să pui pe față fotoprotecție, factor 50. Pasul numărul 2. Să înțelegem că la ora amiezii nici cu fotoprotecție, nici cu ciupică în cap nu avem ce căuta în bătaia soarelui. Între ora 11, 11 jumate și ora 4 jumate, 5 nu este în regulă să stăm la soare sub nicio formă. Și multe lume spune, dar n-am stat la plajă, am fost afară că am avut treabă în grădină. Soarele nu știe, tu ești afară cu treabă, ești afară să stai la plajă, sau ești afară că tu ai de lucru pentru orice motiv, sau că ești de fapt în mașină și prin parbrizul mașinii trece mult din doza de raze ultraviolete. Deci pasul numărul 2, nu stăm în bătaia soarelui, nici sub umbreluță miculuță, nici cu ciupică în cap, nici cu fotoprotecție la ora amiezii, ne ferim de soare. Pasul numărul 3, hidratarea, foarte importantă. Și cel mai important este hidratarea orală, adică un consum adecvat de lichide. Bine ar fi să-l facem tot timpul, dar măcar vara, măcar când suntem în căldură, să înțelegem că trebuie să compensăm pierderea mai mare de apă. Să nu uităm de partea de somn. Vara, toată lumea, petreceri, ieșiri și așa mai departe, să nu uităm că 8 ore de somn sunt foarte importante pentru sănătatea noastră în general și a pielii noastre în particular, pentru că ea se resimte. Ce să vă mai spun ca și sfaturi? Acum, produsele dermatocosmetice nu necesită o adaptare foarte particulară în zona noastră geografică, unde nici vara nu ajungem la temperaturi de 30 constant, nici iarna la minus 15. O cremă adecvată tenului, care pe durata verii să fie o cremă mai ușoară. N-ai nevoie de o cremă nutritivă, grasă, care poate te... O
te face să simți mai confortabil pe durata iernii, în sezonul de vară ar trebui o cremă mai fluidă, mai confortabilă pentru piele, ca să nu avem un efect ocluziv. Și nu uitați vara, oricum ar fi bine constant să nu ne machiem cu produse ocluzive, dar măcar pe durata verii, dați-i șansa pielii să respire, nu puneți fondurile de ten. Știu că este lo de double wear, este cel mai frumos machiaj pe care poți să-l pui dimineața să fie impecabil seara. Nu uitați că pielea noastră nu este de aceeași părere. Da, când vorbeați despre faptul că pielea trebuie să respire, mă gândeam și la antiperspirante, că vara transpirăm mai mult, poate, și avem tendința asta să folosim produse mai puternice care blochează total glandele sudoripare. Ce ne spuneți despre asta? De multe ori ne întreabă pacienții, noi oferim în clinică injectarea de toxină botulinică și botoxul pentru a opri transpirația în exces în zona axilară sau în zona palmară, plantară. Și ei întreabă, da, nu e dăunător să nu transpir? Noi nu transpirăm doar prin axile, nu transpirăm, adică sub braț, nu transpirăm doar prin mâini, doar prin picioare, nu. Întreg corpul nostru are mecanisme de reglare din acest punct de vedere și glandele sudoripare își fac ele treaba, deci se pot aplica odorizante care să-ți ofere o calitate vieții, adică adecvate cantități de transpirație pe care tu ai. Dar dacă ești confortabil cu un odorizant normal, n-are rost să mergi să apelezi la opțiunile acelea de aplicații seara care continuă 5 zile să acționeze, pentru că au un efect ocluziv și nu pot crea iritații în zonă, dar nu e toxic să nu transpire atât de mult cât am crede. Nu se poate injecta și botox pentru pacienții cu hiperhidroză, pentru că transpirația excesivă nu te lasă să te bucuri. Sunt niște studii impresionante în acest sens, inclusiv la copii, cât e de incomod să transpiri și să te simți incomod și jenat față de ceilalți că tu ai tricou tot timpul umed. Nu. Da, spuneți despre produsele de machiaj. Ar trebui să le schimbăm? Poate să avem un pachet, o trusă pentru sezonul rece, cum spuneați, fondul ăsta de ten care e foarte puternic, care are acoperire foarte mare, poate să-l păstrăm mai degrabă pentru sezoanele reci și să avem pentru vară produse mai legere. Bine ar fi să renunțăm la el, pentru că machiajele acestea foarte puternice și profesioniste sunt dedicate evenimentelor. Ai un nuntă, un botez, super, vrei să arăți impecabil. Dar acea față perfectă de sus până jos, care nu lasă să se vadă nimica dincolo de machiaj, ar trebui să nu fie un deziderat niciodată în timpul anului, dar măcar pe durata verii, clar, pielea noastră are nevoie să respire. Și unii pacienți nu înțeleg, îi spun, e, dar mă deranjează, nu mai vreau să am deloc nici, să nu mai văd porii, să nu mai am nicio picătură de sebum pe față. Un deziderat nenatural, nesănătos pentru pielea noastră. Filmul hidrolipidic ne protejează pielea. Porii noștri sunt prezenți constituțional la nivelul pielii, așa încât ai acoperi cu straturi groase de machiaj, mai ales pe durata verii, clar e o decizie prin care ne facem pielea să sufere, ar trebui alese produse cât mai fluide, cu putere de acoperire cât mai mică. Și gândiți-vă în acest sens la alternativa pe care o aveți folosind factori de protecție 50 cu nuanță în ele. Sunt acele BB, CC, cream-uri cu factor 50 și cu nuanță înăuntru. N-au puterea de acoperire a unui fond de ten foarte puternic, dar nici nu ar trebui să o aibă. Nu, acesta este scopul lor. Asta ne întreabă și Monica Rădulescu dacă produsele de make-up cu factor de protecție sunt eficiente sau nu. În Și răspunsul. dacă aș adăuga eu și dacă e suficient să avem un fond de ten sau o cremă BB cream cu factor de protecție și să renunțăm la o altă cremă cu factor de protecție pe dedesubt. E foarte binevenită întrebarea, pentru că pe toate scrie SPF. În ziua de astăzi, SPF-ul e un SPF. Da, sunt foarte bune produsele de machiaj care au în interior factor de protecție, dar trebuie să aibă un factor minim 30 pentru viața de zi cu zi și pentru persoanele sensibile care au, spre exemplu, melasmă, petele acelea închise la culoare, trebuie să fie clar un factor de protecție 50 în interiorul acelui produs. Fond de ten cu SPF 15 nu înseamnă absolut nimic. Deci protecția de soare înseamnă măcar SPF 30, iar dacă știi că ieși afară, că este soarele intens sau că ai o piele mai sensibilă, atunci trebuie să fie un factor de protecție 50. Există un dar factorul de protecție trebuie reaplicat odată la două, maxim trei, în principiu din două în două ori. Aceasta este și recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății, să reaplicăm factorul de protecție odată la două ore. Dar dacă e în fondul de ten și tu odată te-ai machiat și ți-ai făcut contouring-ul și ți-ai pus și blush-ul, ce faci peste două ore? Te demachiezi?
Evident că nu. Și atunci avem alternativa spray-urilor. Există spray-uri faciale, nu dăm denumiri de produse, nu? Să putem da exemplu. Este suficientă categoria de produs, că sunt Așa. Și într-o spray-uri. farmacie, și insist cu partea de în farmacie și nu în supermarket, spray-uri care au factor 50, speciale pentru față, nu spray-uri de corp, pentru că ele sunt pe bază uleioasă și pot crea ocluzie și pot să favorizeze apariția acnei. Deci nu pe bază uleioasă, spray-uri speciale cu un ușor efect matifiant pe care le pulverizăm peste machiaj, exact ca și o apă termală. Tubulețe mici, îl punem în geantă, din două în două ore, pulverizăm pe suprafața feței și devine un real confort. Chiar voiam să vă întreb, pe ce bază alegem cremele de protecție solară? De exemplu, Silvia Radu ne întreabă care ar trebui să fie conduita în cazul lupusului eritematos. Dana Baroi ne întreabă ce cremă de protecție poate folosi pentru pielea cu roșață. Deci, cum o alegem? Trebuie să fim totuși atenți și la alte caracteristici pe care le avem. Importantă alegerea, odată, haideți să vorbim pentru un moment și de copii. Pentru copii este important să alegem o cremă cu un filtru mineral care rămâne la suprafața pielii, respinge radiația ultravioletă, are o culoare mai albicioasă, dar ne ajută să vedem că am aplicat peste tot și atunci este de ales pentru copii. Nu intră în piele, stă la suprafața pielii. Bun, dar pentru adult nu poți să mergi albicios la muncă. Și atunci, pentru adult, alegem în general fotoprotecții cu filtre chimice. Vai, dar nu-mi face nimic, nu fac cancer de la ele. Nu, încă niciun studiu ne-a dovedit că de la cremele de fotoprotecție poți să faci cancer. În schimb, sigur, de la absența lor crește riscul de cancer. Ei, cum alegem ca textură? Pentru că putem să avem un ten gras și atunci există factori de protecție cu efect matifiant. Poți să am un ten acneic. Sunt factori de protecție cu SPF 50 care conțin în interior acid salicilic. Nu dăm toate denumiri de produse. Ei, are interior acid salicilic, e o opțiune foarte bună antiacneică. Dacă avem un ten cu roșață, un ten cu perozic, putem să alegem o variantă cu un SPF 30, pentru că o doză mică de ultraviolete are efect antiinflamator și mă poate ajuta în roșață, sau dacă văd că și cu un factor 30 pielea mea încă se înroșește sau dacă e o zi foarte însorită, atunci este variantă cu factor 50, antiroșață, care au în interior substanțe care ne ajută și prin efectul calmant asupra pielii. Dacă pielea ta este o piele cu probleme particulare, cum sunt patologiile autoimune, întrebase doamna cu lupus, sunt creme de fotoprotecție pentru intoleranță la soare cu o putere de acoperire tot așa extraordinar de mare, dar care conțin și substanțe calmante asupra pielii. Avem și dispozitive medicale cu acoperire maximală în ceea ce privește razele ultraviolete, atât UVA cât și UVB, care, de ce sunt dispozitive medicale? Pentru că ele țintesc o pacientură mai particulară. Pacienți care au avut carcinom bazocelular, carcinom spinocelular, melanom, ei, în acest caz sunt dispozitivele care au acoperire de până la 8 ore, acești pacienți necesitând o protecție mai specială. Deci să știți că majoritatea gamelor dermatocosmetice, și insist, dermatocosmetice, nu vreau să fac antireclamă, dar nu mergeți să cumpărați SPF din alimentară. Nu cumpărați pentru copii, nu cumpărați nici pentru dumneavoastră. Mergeți în farmacie și cumpărați game dermatocosmetice, indiferent de ce firmă vorbim. Călaroș, Bioderma, SVR, Aven, sunt zeci de game de dermatocosmetice care au filtre foarte bine puse la punct. Și intervine discuția, da, SPF 50 sau 100. Nu uitați că în nomenclatorul utilizat pe piața europeană, SPF 50 plus este protecția maximală pe care o oferă o cremă de fotoprotecție. În state, numerele sunt diferite, la ei merge până la 100, dar SPF 50 înseamnă protecție maximală asupra pielii. Dar nu înseamnă că mă protejează o zi întreagă, nu, odată la două ore trebuie să-l reaplic. Chiar dacă eu îmi simt încă fața cu cremă pe ea, filtrul conținut a început să se dezintegreze și nu mai reușește să-mi ofere protecția maximală menționată pe ambalaj. Auzisem teoria conform căreia ar fi bine să reaplicăm protecție solară chiar și dacă stăm înăuntru. Este corect? Depinde ce facem înăuntru, pentru că dacă stăm și lucrăm într-o clădire de birouri din aceea modernă și frumoasă, care are geamuri de jur împrejur și avem o priveliște superbă asupra orașului, dar prin aceleași geamuri pătrunde soarele, atunci da, absolut. Ce ne puteți spune despre
cremele de protecție solară preparate în casă. Dacă mergem și cumpărăm ingredientele corecte, să spunem, citim undeva o rețetă și cumpărăm tot ce e nevoie, aceste produse preparate în casă, care sigur ne dau impresia că sunt naturale, că știm ce am pus în ele și că sunt bune. Este așa? Ne ajută în protecția pentru soare? Haideți să pornim de la ideea că în momentul în care se prepară o cremă, chiar și industrial, te gândești cam ce filtru de protecție o să aibă, dar până nu-i faci testele, nu vei ști. De unde știți ce filtru de protecție mi-oferă crema preparată în casă? Cu câțiva ani în urmă am fost în Myanmar și ei aveau o chestie incredibilă preparată din scoarța unui copac. Nu mai țin minte cum se numea, era o chestie galbenă, efectiv pisau bucățele din scoarța copacului, făceau o pulbere, o amestecau și ți-o puneai pe față și te proteja de soare. Era o chestie de cultură, le spitau și copiii cu ea pe față. Bineînțeles că ne-am distrat teribil și am zis, hai să încercăm și noi. Cum? Eu am melasmă. Să vă imaginați că cu mâzga respectivă a lor, pictată, galbenă, am arătat după concediu respectiv impecabil, mai bine decât orice mi-aș fi imaginat vreodată. Bun, dar a fost un experiment pe care l-am făcut eu pe pielea mea, cu titlul de experiment. Să vă imaginați că nu știu ce filtru de protecție a avut, n-a fost o decizie corectă, a fost o distracție de concediu, în care eu mi-am asumat faptul că dacă după prima zi văd eritem pe fața mea, înțeleg că am făcut o prostie și încetez glumele. Mi se pare foarte hazardat, deloc înțelept a face DIY-uri în casă în care îți amesteci tu ceva în bucătăria ta, îți dai copilul cu acel ceva și îl trimiți afară în soare, decizând tu că i-ai pus factor 50 pe față. Dar ai făcut un test și are factor 50. Ei, copilul care a avut astăzi un pic de arsură, mâine încă un pic de arsură, când ajunge la vârsta de 30 de ani, are pielea afectată de toată doza de ultraviolete pe care a luat-o cumulativ. Nu e arsura de ieri, nu, e arsura de la un an, 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani. Și spun ei, bine, da, eu nu-i pun prostii din comerț. Ei, așa cum le numim prostii din comerț, acele prostii au studii în care au fost încercate pe pacienți și știm că nu sunt alergizante pentru copii, nu sunt toxice pentru copii. De unde știm noi extractul de mătrăgună? Ce efect are pe pielea copilului? De unde știi că copilul tău nu e alergic? De unde știi că nu l-ai trimis afară cu o substanță care pe el îl fotosensibilizează pentru că el este alergic? A, îți dai seama pe când am venit în casă și a ars tot. Și te duci după aceea la dermatolog. Da, i-am pus, că de obicei nici nu spun adevărul. Ai, i-am pus fotoprotecție, dar o fi stat mai mult în soare. Da, încă n-am văzut pe nimeni cu fotoprotecție pusă din 2 în 2 ore ars. Pe nimeni. Dar să nu cumva să aibă chimicale. Acele chimicale conținute în produsele speciale destinate pediatriei sunt studiate în cel mai mare amănunt, au în spate ani de zile de studii clinice pentru a putea spune că sunt adecvate copilului nostru. Menționați mai devreme alergiile. Cum ne dăm seama dacă suntem alergici la ceva? Există, bănuiesc, niște teste dermatologice? Să știți că putem fi alergici la absolut orice, inclusiv la demachiant, la săpunul cu care ne spălăm, orice lucru care intră în contact cu pielea noastră sau pe care îl înghițim sau pe care îl inhalăm, poate să declanșeze apariția unei alergii. Prin apariția petelor roșii de pe corpul nostru și a specificului pruric, ne dăm seama că am făcut o reacție alergică. Caz în care întrerupem administrarea produsului și ne adresăm medicului dermatolog. Se poate întâmpla absolut, poți să fii alergic la orice, inclusiv la o anumită cremă de fotoprotecție, nu la filtrul din ea, la oricare dintre excipienții conținuți. Aș fi vrut să vă întreb ce înseamnă SPF-ul, dar deja ați vorbit despre asta. Vă rog să-mi confirmați dacă am înțeles bine. SPF-ul arată gradul de, cifrele acelea arată gradul de protecție împotriva razelor de tip B sau nu numai? Știți că acum există și creme unde avem discuția și de UVA. Acum, clasic, totul s-a concentrat pe UVB, pentru că sunt, cu toate că au o lungime de undă mică, sunt cele care cauzează majoritatea problemelor, cauzează arsurile solare și atunci foarte mult timp ne-am gândit doar la UVB când ne-am gândit la damage-ul, la afectarea pielii. Acum știm că și UVA-ul afectează și acum foarte multe din gamele de dermatocosmetice au și filtre care protejează pentru razele ultraviolete A. Ar fi indicat să ne alegem creme pe care scrie că protejează împotriva ambelor tipuri de raze?
Dar să știți că acum, în prezent, gamele cunoscute de dermatocosmetice, cam toate în SPF 50, au protecție și UVB și UVA, cu atenție mai ridicată pentru UVB. SPF folosim, ați spus că e posibil să folosim chiar și în interior, dar când mergem la mare, sunt foarte mulți care spun că ei stau sub umbrelă și automat nu sunt expuși la soare și că nu folosesc protecție solară sau din contră folosesc o cremă cu factor 15, să zicem, nu știu dacă sunt și mai mici de atât. De 6. Este și de 6, nu știam. Că probabil la un moment dat aș fi folosit-o pe aia de 6, dacă știam. În dorința de a. Cu tot felul de uleiuri să ne bronzăm cât mai tare, Da, exact. ca șoricus. Exact. Da, aveam scuza că nu știam în momentul de față, știți, atâtea lucruri nu le-am știut. Dar acum, când știm și când avem acces la Da. informații, mi se pare incredibil de trist, totuși, să nu facem nimic în acest sens. Stăm sub umbrelă, multă lume, într-adevăr, foarte bine că ați deschis subiectul, foarte multă lume stau sub umbrelă. Materialele, umbrela, diverse copertine și așa mai departe, filtrează aproximativ 30% din razele ultraviolete, la fel ca și, dar era norat afară, norii filtrează 1% din razele ultraviolete, nici de cum pe toate. Cred că toți ne amintim de zile înnorate în care ni se părea că e răcoros pe afară și ne-am ars de numai la mare. Pentru că nu ne-am dat seama cât de mult am stat expuși la razele ultraviolete, că era răcoare afară. Deci noi asociem căldura cu prăjala, dar nu e Da. așa. Dacă bate briz, Inclusiv în apă. plus în apă, foarte bine, în apă, toată lumea crede, nu, dar am stat în apă și am stat în apă și ne-a prins numai bine și din afară și se reflectă prin apă. Deci toate aceste bariere care le presupunem noi, o umbrelă, o pălărie, apa și așa mai departe, filtrează 1%. Există într-adevăr în momentul de față materiale cu protecție solară ridicată, cum sunt costumașele acelea pentru copii și pentru adulți, sunt de ce? Și le vedeți frecvent că le folosesc surferii și așa mai departe, care stau mult timp expuși și în bătaia soarelui și atunci folosesc acele haine care au filtru de protecție integrat în ele. Da, acelea într-adevăr ne oferă protecție, dar fața. Exact. Când ar fi mai bine să ne dăm cu cremă? Presupunem că plecăm din hotel și ajungem la plajă. Ne dăm când ajungem la plajă, poate cu o oră înainte. Cum e mai bine? Filtrele chimice și filtrele minerale intră în acțiune destul de repede, aplicarea lor cu 20 de minute înainte de expunere este suficientă. Dar nu ne dăm când ajungem la plajă, pentru că de acasă până la plajă, soarele nu știe că stai, nu mă prinde, că sunt în tranzit, încep să acționez numai după ce ajung pe plajă. Nu, tot drumul ne bate soarele. Deci ar fi mai bine și înainte să plecăm de acasă cu vreo 20 de minute. Sigur, nu stăm cu ceasul, hai să vedem, acum e momentul, dar cumva cu vreo 20-30 de minute înainte să plecăm de acasă. Aplicat întotdeauna înainte și reaplicată odată la 2 ore. Nu uitați de Da. copii. De multe ori te duci la mare și vezi la ora amiezii că tu strângi lucrurile să pleci la hotel și e plin de copii pe plajă. Da, dragul de el, dar plânge dacă îl iau. Acum plânge, dar când o să ajungă adult și Doamne ferește, are cancer de piele, oare nu o să-ți pară ție rău că nu l-ai lăsat să plângă astăzi când a stat în apă cât a vrut el? Că îl mai aduci după aceea. El are memorie celulară. Citisem asta aseară, vă spuneam că. Și e posibil ca aceste arsuri, de când suntem mici, chiar dacă nu s-au repetat de-a lungul anilor, să se întoarcă împotriva noastră, adulți fiind. Absolut, absolut. Tu poți să nu ai arsuri la vârsta adultă, să le fi avut în copilărie și nu știi de ce ești plin de lentigine și de ce pielea ta nu arată corespunzător. Toată lumea crede că a, e numai solarul rău. Nu, e solarul rău, absolut. Dar și expunerea la ora amiezii la soare nu este cu absolut nimic mai bună. Totuși, dacă ne nimerim într-o zi cu mult soare, sau nu neapărat, dar într-o zi cu mult soare, ne nimerim pe stradă sau cumva ajungem pe plajă și nu avem cremă la noi, presupunem că ne ardem, ce e de făcut? Ce facem? Sunt creme pentru după expunerea la soare, cu efect calmant asupra pielii, pentru că nu putem să facem decât să o calmăm. Există două situații. Situația în care am stat prea mult și ne-am ars și, nu, aplicăm creme calmante adecvate, sunt
iarăși de la foarte multe game de dermatocosmetice găsiți, dar este și situația în care facem alergie și sunt pacienți care nici măcar nu stau foarte mult și la o expunere scurtă la soare fac alergie și sunt creme specifice cu factor 50 pentru pacienții care fac alergie la soare. Variantele astea cu iaurt, aloe de prin grădină, cearșaful rece pus pe pielea arsă, eu știu, măcar suplinesc până ajungem la dermatolog? Orice vă gândiți ca și când copilul are febră, orice remediu fizic ajută. O compresă rece, răcește pielea și nu mai simți atât de tare că te arde, dar de distrugerea tisulară care s-a produs, nu o putem întoarce. Rămân pete de la arsurile solare? Da, rămân pete de la arsurile solare și diferă de la un pacient la altul. Sunt pacienții cu melasmă, de exemplu, chiar și la expunere ușoară la un soare fără factor de protecție, imediat dezvoltă pete. Sunt și pacienții mai protejați în acest sens, fototipurile mai închise, pacienții cu fototip 5, fototip 6, negri. Ei nu au acest, pentru că e constituțional, pielea lor are multă melanină. De ce există pigmentul negru în piele, melanina? De ce ne bronzăm? Organismul nostru se protejează. Practic, momentul în care melanocitul își creează pigmentul, creează melanina care merge în suprafață în piele și bronzează, de fapt, organismul își face umbrelă. Își face o umbreluță pentru a se proteja de razele ultraviolete, care altfel fac o distrucție mult mai profundă și afectează ADN-ul nostru. Și atunci, pentru a-și proteja celula de această distrucție, organismul nostru produce melanină, pigment. Nu, și atunci, de ce nu vrem să fim bronzați? A fi bronzat nu e o problemă. A te arde e o problemă. Iar pacienții, mai ales pacienții cu fototip 2, pacienții aceia cu ochii albaștri, albi la piele, blonduți, ei până a se bronza, drumul e tare lung, ei se ard prin a sta la soare. Și atunci, problema nu e bronzul. Nu! Să fii de etnie romă e chiar un beneficiu pentru pielea ta, pentru că soarele va fi mai puțin periculos pentru tine decât pentru un irlandez. De acum, genetica din nou, ești ce ești. Degeaba te vrei rom dacă tu ești irlandez. Și atunci tu trebuie să înțelegi că cu cât ai un fototip mai deschis, cu atât va trebui să ai mai mare grijă, pentru că arsura solară va fi mai periculoasă pentru tine. Și automat, în urma arsurii solare, stratul de piele pe care l-ai ars se va duce, se va inflama pielea și apare ceea ce se numește hiperpigmentare postinflamatorie. Se închide pielea în urma inflamației. Ce apar fete? Chiar despre asta vorbeam în weekend cu un prieten și am spus că o să am discuția asta cu dumneavoastră și îmi zicea că are o întrebare și anume cam cât ar trebui să mă bronzez ca să fiu în regulă și mi-am amintit acum când vorbeați despre fototip. Nu știu dacă îmi puteți da un răspuns cam cât, ce nuanță să ne bronzăm. Bănuiesc că depinde de acest fototip pe care îl avem și nu știu, poate o nuanță, două mai închis, se poate explica asta? Stomatologii au paletarul acela de nuanțe de din, în care le notează. Ce înseamnă o nuanță mai închisă? Nu există așa ceva. Tu ar trebui să înțelegi că tu nu trebuie să te înroșești. Drept urmare, dacă pielea ta prin expunere la soare se înroșește, tu nu ai ce căuta în soare pentru că tu te vei arde, nu te vei bronza. Sunt pacienți care nu se vor bronza niciodată. Prototipul acela roșcățiu cu pisturiașe și cu ochii verzi, ginger kid-ul, ei nu se bronzează niciodată, nici o nuanță, nici două nuanțe, doar se arde, înroșește pielea și suferă. Pe când un pacient cu un fototip 4 se poate închide mult mai ușor, bine, prin expuneri repetate, fără a se arde. Am înțeles, da. Mi-ați spus despre pete, dar alunițele, tot din cauza asta apar, dacă sunt alunițe care apar ulterior. Eu, de exemplu, am alunițe, dar este din naștere, nu e cazul. Dar cele care apar pe timpul vieții? Filărie, dar apar constant sub influența razelor de soare, da. Pentru că un grup de celule de melanocit este prea stimulat. Odată pielea lor în număr, crește și riscul de a face cancer de piele. Da, și pistrui la fel? Ăsta e motivul? Dacă nu suntem irlandezi și totuși avem pistrui, bănuiesc că tot aici. Ele stimulate de expunere excesivă la soare. Există acele alunițe care arată ca niște bucățele de piele, papiloame, poate se numesc, dacă nu greșesc, să mă corectați dacă greșesc. Ce sunt și care e cauza lor? Papiloamele sunt tumori benigne ale pielii, ele nu se transformă în cancer de piele.
pot fi date de un virus a pielii din familia HPV, dar nu e un virus oncogen, nu este malign, este benign. Ele se mulțesc prin utilizarea lamei, a prosopului, se pot rupe, pot sângera, se pot torsiona și atunci se necrozează și dor. Dezavantajul este că ele se mulțesc și sunt inestetice, dar nu devin cancer de piele și nu sunt, apariția lor nu este determinată de statul la soare. Dar, în schimb, atenție că se mulțesc, cresc și ne pot da probleme prin rupere. Dar apropo de urmările statului la soare, pot apărea boli autoimune? Apărea, mă rog, nu e neapărat cuvântul corect, dar putem dezvolta afecțiuni de genul ăsta de la soare? Doar statul la soare nu dezvoltăm nevoile autoimune, au un mecanism multifactorial, au în spate o serie întreagă de probleme, dar în cadrul bolilor autoimune, dați spre exemplu vitiligo, poate să fie agravat de statul intempestiv la soare și acești pacienți sunt lipsiți total de umbrela dată de melanină pe zonele depigmentate și au risc maximal de a face cancer de piele. Mulțumesc. Dacă avem deja o afecțiune a pielii, cred că ați mai menționat și dumneavoastră despre melanoză, ați mai vorbit despre melanoză. Bănuiesc că nu putem folosi orice cremă. Ar trebui să ne uităm pe spate, să vedem ingredientele, ce să urmărească persoanele care au melanoză. Melanoză, știți ce e cel mai simplu? Să credeți producătorul, pentru că sunt studii în spate, deci dacă este o cremă, denumirea lor spune foarte clar pentru ce este. Dacă este o cremă destinată persoanelor cu pete, cu factor 50, atunci înseamnă că dacă ai melasmă, se poate folosi foarte bine. Dacă este o cremă antiroșață cu factor 50, înseamnă că este pentru persoanele cu roșață. Nu, știți, de multe ori pacienții vin, sunt incredibili, lumea are foarte mult timp liber unii dintre ei și vin și te întreabă, e, dar am citit pe spate că are alcool și nu e în regulă să aibă alcool, că alcoolul irită. Și o întreagă teorie și dacă nu are niacinamida, aoleu, dacă nu are niacinamida e grav. Trebuie să înțelegem că fiecare are o expertiză pe un anumit domeniu. Firmele dermatocosmetice care dezvoltă factori de protecție își folosesc toată expertiza lor pentru a crea cel mai bun produs pe acel segment. E prezumtuos să credem că noi, care nu suntem experți în ingredientele din interior, am putea să creăm acasă ceva mai bun sau să decidem noi că nu este suficient de bun, că mi-ar plăcea mie să nu aibă un element. Alcoolul, de exemplu, fluidifică produsele. Alcoolul în stare pură, da, irită pielea, dar nu cel din interiorul produsului de fotoprotecție. Bun, mulțumesc. Am putea, mai ales persoanele foarte deschise la culoarea pielii, ar putea, sau e o idee bună să înlocuiască statul la soare cu produse autobronzante, poate totuși își doresc măcar la un moment dat o culoare mai închisă. Sunt sănătoase sau. Să nu se pot folosi liniștite produsele autobronzante, nu afectează pielea. Întrebare, pot să fii alergic? Ne-am lămurit și la săpunul lichid pot să fii alergic. Dar dacă găsești un produs care pielea ta se simte confortabil cu el, facem un scrub bun înainte acasă ca să nu fie diferențe mari de pigment la aplicare și produsele autobronzante, bronzatul organic cu spray-urile acelea din diversele saloane cosmetice sunt o alternativă mult, mult superioară statului la soare ca să ne bronzăm. Dar acum, dacă e să analizăm trendurile la nivel mondial, de unde cu ani în urmă era un deziderat să fii cât mai ciocolatiu și toată lumea își dorea să fie cât mai tuci și stăteau pe la solare toată lumea, uitați-vă că la nivel mondial lumea a conștientizat că, de fapt, unde găsim frumusețea pielii și tinerețe și sănătate la piele? La asiatici. De ce? Prin cultură se feresc de soare. Ce își doresc? Cum erau geișele? Albe. Cum stau asiaticii? Sub japonezele. Pam, pam, pam cu umbreluța lor. Nu degeaba sunt tinere și la vârste. Pielea lor, de fapt, nu ele. Nu degeaba pielea lor arată tânără și la o vârstă înaintată. Ei, uitați-vă la vedete ce au început să facă. Toată lumea este deschisă la ten. Este cu un ten deschis și luminos. La un moment dat îmi spunea maică-mea cu ani în urmă, dar ce e cu moda asta să fii neagră? Albă ca zăpada? Era albă ca zăpada. Deci cumva, cu ani în urmă, era considerat că ești frumos dacă ai tenul alb, curat, după care a devenit tuci. Ei, uitați-vă că acum toată lumea care este conștientă
și care se gândește și la sănătate și la cum voi arăta la 50 de ani, nu numai cum arăt la 20 de ani, înțelege acest aspect. Mă întreabă lumea, bun, atunci de ce în unele boli noi îi trimitem la cabinele cu ultraviolete, în psoriazis, în diverse alte patologii ale pielii, pentru că o doză mică și controlată de raze ultraviolete are efect antiinflamator. De aceea, de exemplu, sunt creme de fotoprotecție pentru acne cu factor 30, de rozace, factor 30, ca să permit o doză mică controlată de ultraviolet, narrowband UVB în cadrul tratamentului, să penetreze, să ne ajute prin efectul antiinflamator. Doar că noi nu putem să decidem cât e din filtr, cât am vrea din el. Eu când ies afară nu pot să-i spun soarelui, tu astăzi dăm 10%. Nu avem această alternativă și atunci fotoprotecția ne permite modularea, de aceea găsim și factor 30 și factor 50. O să continui cu niște întrebări din live. Hermisandu ne întreabă cum tratăm arsurile solare, de ce am folosit cremă de protecție cu SPF. Probabil a pățit lucrul ăsta. Revenim la discuție. Poate să fi fost un SPF inadecvat, SPF 15, SPF 20, așa mai departe, SPF 6 nici nu mai vorbim, fie n-a fost reaplicat. Deci SPF-ul degeaba l-am pus dimineața și ne-am stat ore în șir la soare. Din două în două ore trebuie reaplicat. Cum tratăm arsurile solare? Tocmai am povestit puțin mai devreme de cremele post-arsură pe care le putem găsi în farmacie, dar trebuie să înțelegem că nu vor face decât să ne ofere un confort nou, să ne calmeze senzația de arsură. Pielea se va descoama oricum, nu avem ce să-i facem și problemele produse în urma arsurii, afectarea pielii, oricum este prezentă, nu putem să o mai înlăturăm după. Există lucruri pe care ar trebui să le facem chiar dacă nu ne-am ars la soare. Pur și simplu, am stat cu protecție solară între orele corecte la plajă. Ar trebui totuși acasă când venim să mai aplicăm ceva? Știți că tot în farmacii se găsesc și acele creme post-stat la soare, de după stat la soare. Nu sunt altceva decât creme hidratante care sunt au o textură mai fluidă și mai proaspătă, mai de vară. Ajută aplicarea unei creme hidratante după expunerea la soare prin faptul că aducem un plus de hidratare a pielii noastre, care și dacă am stat cu factor de protecție, oricum din cauza căldurii, am pierdut apă transepidermală. Probabil și păstrăm bronzul pe un termen mai lung, Bronzul, mă știți, nu. gândesc eu. Cu factor 50 nu mă bronzez. Ba da, durează mai mult până când ne bronzăm, tocmai pentru că lăsăm doar o doză de ultraviolet să treacă și permitem timpul ca pielea noastră să-și formeze frumos umbreluța, dar se va menține foarte bine prin faptul că nu pierdem straturi de piele. Când ne-am ars, ce se întâmplă? Se duce pielea, cu bronz cu tot. Și atunci, prin aplicarea unei creme de fotoprotecție, asigurăm un bronz de durată. O piele mai hidratată arată și mai luminoasă, bronzul arată mai bine prin aceste loțiuni de după plajă. Dana Băroi, v-am mai citit eu mai devreme întrebarea, ce cremă protectoare poate folosi pentru pielea cu roșeață? Scrie, spuneați că scrie pe creme că sunt pentru acest tip de ten? Să știți că în general e gama roz, e gama antiroșață la marea majoritate a firmelor. Eu vă pot da exemple, dar nu știu dacă să nu se interpreteze ca și reclamă de produs. Dar în farmacie când mergeți și cereți din gamele dermatocosmetice să vă dea o cremă cu factor 50 pentru roșață, vă indică farmaciștii, aș fi părtinitoare să vă spun că factorul 50 antiroșață de la Roche este mai bun decât de la Bioderma sau mai bun de la Isis Pharma. Nu, factorul 50 care este în gama antiroșață de la oricare dintre aceste branduri de dermatocosmetice din farmacie își fac foarte bine treaba, adică ne protejează de soare și ne ajută pe partea de roșață. Asta nu înseamnă că va dispărea rozaceea de la ele. Da. Există persoane cu coșuri sau, mă rog, acnee pe spate, nu doar pe față, pe spate, pe gât, care merg pe ideea că dacă stau la soare se vor usca și cumva se vindecă. Bănesc că este. Filtrele acestea pentru persoanele cu acne, există SPF 30 pentru persoane cu acne, tocmai ca o cantitate din ultraviolete să penetreze, să aibă acel rol antiinflamator. De fapt, beneficiul este prin efectul antiinflamator și nu prin uscarea directă, nu stai la scură până când ți se usucă pielea. Efectul antiinflamator este cel care te ajută. Și sunt creme din aceleași game dermatocosmetice cu factor 30, iar la persoanele foarte sensibile cu factor 50, care au în interior acid salicilic.
Ne mai întreabă doamna Mara Moroșan, cum ne luăm vitamina D de la soare dacă aplicăm protecție? Nu impactează asta în vreun fel? Foarte bună întrebare, pentru că eu cred că pacienți se gândesc că dacă punem factori de protecție, razele ultraviolete nu mai ajung, nu, sunt doar filtrate, sunt filtrate în doze corespunzătoare, nu e ca și cum nimic din ultraviolete nu mai ajunge. Ba da, ajunge și de aceea ne și bronzăm în timp, cu toate că aplicăm SPF. Dar este o doză mai mică, o doză controlată de ultraviolete, care va permite și sinteza de vitamina D și bunăstarea organismului în general. Deci sintetizăm vitamina D și dacă stăm la soare cu factori de protecție. Și mulțumesc, doamnei, pentru întrebare, pentru că mulți pacienți au această dilemă. Da. Andrei, ne întreabă care sunt mai periculoase pentru ten, dacă UVA sau UVB. Am mai vorbit puțin, dar poate a ajuns mai târziu. Au un puternic efect de afectare în sensul de pro-aging, dar ultravioletele B sunt cele mai periculoase în ceea ce privește tumorile pielii. Am înțeles. Cum? Pe scurt, amândouă, da. Ne mai întreabă, dar nu știu exact numele persoanei care ne întreabă, poate mă ajută Ilinca. Spune, bună seara, cum se determină fototipul pielii? Fototipul pielii se determină, este de fapt, există mai multe moduri de măsurare. Cel mai cunoscut în lumea dermatologiei este scala Fitzpatrick, unde mergem de la 1 la 6 și ea, de fapt, această clasificare ne spune nu despre culoare, ci despre răspunsul pielii noastre la bronz. Ce se va întâmpla când stăm la soare? Și avem fototip 1. Oricât de puțin stă la soare, se va arde, nu se va bronza niciodată. Vă gândiți, vă spuneam, la aceia roșcății cu pistruiaș, cu ochii foarte deschiși la culoare. Fototipul 2, persoanele foarte deschise la piele, cu ochii albaștri, blonduțe, se ard foarte ușor, greu, foarte greu vor prinde pigmentație, se vor bronza. Fototipul 3, majoritatea românilor. Persoane cu ochii mai închiși la culoare, care dacă stau intempestiv la ora miezii se ard, dar dacă se expun constant în orarul indicat, se bronzează. Fototipul 4, persoanele de etnie romă, arabi, o parte din olteni și noi avem persoane în România cu fototip 4, care se bronzează cu ușurință, dar dacă stau mult la soare în orar inadecvat, se ard. Fototipul 5, ciocolată cu lapte, fototipul 6, ciocolată neagră. Care sunt persoane care trăiesc în zone a lumii unde razele ultraviolete sunt în doză foarte mare și atunci genetica lor a făcut ca Exact, pielea lor exact. să conțină multă melanină constant ca să-i protejeze. Exact, depinde mult de zona geografică în care ne aflăm și cum s-a adaptat corpul nostru la asta. Gândiți-vă la persoanele din țările nordice, sunt fototipuri 1, 2, câte un 3. La noi găsim mixt înspre ecuator, deja mergem spre 5-6 pentru că am nevoie de protecție mare. Da, Ana Maria Iordăchescu ne-a întrebat asta, te salutăm, Ana. Și mai avem o întrebare de la doamna Dorica Lohan, care ne spune că de la mare a luat o boală de piele, lichian se scrie, nu știu dacă pronunț corect, și ne întreabă dacă mai poate sta la plajă. Lichen pot să fie de multe feluri, e o denumire care poate să înglobeze multe patologii. Răspunsul este da. În ora 11 jumate cu factor de protecție, după ora 4 jumate 5 cu factor de protecție. Bun. Din câte observ, am cam răspuns la toate întrebările. Doamna doctor, e vreo întrebare care v-a rămas în minte, care vi s-a părut interesantă să o premiem prima dată pe asta? Da, mi-a rămas în minte întrebarea. Cred că doar pentru că au foarte, foarte mulți pacienți. Cine, oare dumneavoastră m-ați întrebat sau cineva legat de produs, de făcut-o acasă de creme? Eu v-am întrebat, dar nu pot să câștig. Nu, de atunci vreau să vă arăt ceva și atunci o să amintim întrebarea doamnei care a fost legată de sinteza de vitamina D, tot așa, pentru că e o întrebare pe care o aud frecvent de la pacienți care își fac griji că aplicarea cremei de fotoprotecție o să îmi scadă capacitatea de adaptare, că nu o să produc vitamina D, că nu o să am suficientă serotonină, că nu o să mă bronzez. Se vor întâmpla toate. Deci întrebarea doamnei mi s-a părut un ceva foarte... Doamna cu vitamina D se numește doamna Mara Moroșan. Doamna E Moroșan, tot mulțumim pentru întrebare.
Pe toți o să vă rugăm să ne trimiteți un mesaj în privat pe pacientul 2.0 cu numele și adresa dumneavoastră completă, numărul de telefon ca să vă trimitem prin curier produsele. Bun, spuneați oare că ați vrea să-mi arătați ceva apropo? Am frecvent discuții cu pacienții mei legate de fotoprotecție, pentru că e cumva, e un ceva în plus să-ți mai pui pe față și fotoprotecție. Iar cu pacienții de sex masculin, e frecvent, ei nu sunt obișnuiți în primul rând să-și pună cremă pe față și atunci pentru ei este și mai greu să te obișnuiesc că în fiecare zi va trebui să-ți pui o cremă. Până când? De acum până le adânci bătrânețe. În care zile? În fiecare zi. Și atunci le arăt o imagine celebră în lumea dermatologiei pe care aș vrea să o... împart și cu dumneavoastră. Oare se vede ecranul meu? La mine se vede, da. Perfect, haideți să-l mărim puțin. Și un bebeluș foarte frumos și ne-am dorit mereu să fim bebeluși pentru că este cea mai frumoasă etapă a vieții, dar pe măsură ce timpul trece, pielea noastră îmbătrânește. E, și la un moment dat ajungem și vârstnici. Și suntem de acord că e normal să-ți accepti vârsta și să înțelegi că fiecare vârstă are frumusețea ei și vine la pachet cu multă înțelepciune. Dar ce trebuie să înțelegem că în momentul de față, soarele a schimbat regulile jocului. Și din cauza găurii în stratul de ozon despre care povesteam, schimbă modul în care arătăm la bătrânețe. Și aceasta este o imagine reală a unui șofer de tir, a cărui parte dreaptă, cum vă uitați, partea lui stângă, în dreapta ecranului pe care o vedeți aici, este afectată de fotoelastoză, de daunele soarelui. Este partea care stă înspre geam cum el conduce, iar partea stângă a ecranului este partea care stă spre schimbătorul de viteze. Este un fototip 2, povestind despre fototipuri, deci este un fototip care este sensibil la soare. Un om care vine dintr-o epocă unde de ce trebuia să-mi pun fotoprotecție? Că bunicii noștri nu-și puneau. Dar bunicii noștri nici nu erau preocupați de faptul că arată ca în dreapta ecranului și că nu arată ca în stânga ecranului. Noi trăim într-o perioadă în care, unul la mână, daunele soarelui sunt mult mai mari, uitați-vă la imagine, și doi la mână, suntem mai preocupați să arătăm bine în parametrii noștri. Ei, gândiți-vă la întrebarea, care este cea mai bună cremă anti-age? Crema cu SPF 50. Pentru că dacă și-ar fi pus cremă cu SPF 50 în fiecare zi, partea lui dreaptă, care era înspre geam, că geamul noi credem că dacă suntem în mașină nu ne bronzăm, partea lui dreaptă ar fi arătat ca și partea lui stângă. Și cred că suntem cu toții de acord că nu e doar despre astăzi, este despre cum vom fi pe măsură ce trec anii. Și să fim frumoși e foarte bine, dar e și mai important să fim și sănătoși. Și cremele de fotoprotecție ne ajută și să fim frumoși și să fim sănătoși, așa încât mi se pare cel mai important gest pe care îl poți face pentru pielea ta. Da, mulțumim tare mult și pentru imagini. O să vă rog în continuare să mă ajutați să mai alegem 5 câștigători. Avem 21 de comentarii. Și o să vă rog să spuneți un număr la întâmplare, să vedem cine are Numărul 3 e numărul meu preferat. numărul 3, dacă ne ajută și Ilinga, care vede toate comentariile. O să rog să ne zică și numele câștigătoarei sau câștigătorului. Ia să vedem. Avem suspans, nu avem michi, niște tobe. Ia să vedem. Nahad Tanabura. Sper că v-am pronunțat corect numele. Am luat toate comentariile și în care ne salutați și în care ne adresați întrebări. Deci, doamna Nahed, cum spune Ilinca, sunteți câștigătoare. Haideți să mai alegem un număr. Mai avem 4. 10, ca să fie 10. Hai formați să de 9 la vedem. 10 și să nu uitați de ele. Așteptăm numărul 10 de la Ilinca. S-ar putea să apară diferit, nu știu dacă se întâmplă asta, dar s-ar putea să apară într-o altă ordine comentariile de la o persoană la alta. Mai spuneți-mi un număr între timp să-l căutăm și pe următorul. Până la câți eram? Până la 21. 21 să fie. 21. Între timp, doamna cu numărul 10 este doamna Dana Baroi sau Băroi, care și dumneavoastră câștigă o cremă cu protecție solară.
Vă spuneam că produsele sunt de la Medisan. Este vorba despre produsele ACM, gama se numește Medisan și celelalte trei produse sunt de la SESDEA. Am spus Dorica Iohan sau Lohan. Dorica Lohan este persoana cu numărul 21. Câte mai avem? Cred că două. Mai spuneți-mi un număr. 13, ca să nu fie cu ghinion. 13. Și mai gândiți-vă la un număr. Ia să vedem, Numărul Ilinca, cine e 21. numărul 13? 20 și cât? Și 21. 1? L-am avut? Mai ales 20. 20. Hai să vedem. Doamna cu numărul anterior este doamna T. Liana, cred. Oricum vă scriem noi privat să ne dați adresa. Și Ilinca, am zis numărul 20. Să vedem cine e cu numărul 20. Ana Maria Iordăchescu. Ei sunt cei 6 câștigători ai cremelor de, cu protecție solară. Să ne scrieți cum sunt la toamnă, să ne spuneți dacă vi s-au potrivit. Și dacă nu, doamna doctor, ar fi mai bine să le dăruiască la rândul lor, nu? E important să se potrivească Da, cu pielea lor. și sper să fim toți câștigători în ideea în care suntem câștigători dacă înțelegem că e o necesitate de zi cu zi și începem să folosim fotoprotecție. Nu ieșiți din casă fără fotoprotecție. De fiecare dată când vă pregătiți să mergeți undeva, vă gândiți ca să am o viață cu o piele cât mai sănătoasă, SPF la ieșirea pe ușă, că durează un minut. Cu 15 minute înainte să plec, un gest care să vă amintească de emisiunea de astăzi. E cea mai bună concluzie. Vă amintim că în luna iulie o să ne mai întâlnim o dată cu doamna doctor și o să vorbim despre protecția solară, dar în cazul copiilor, și o să vedem și acolo ce particularități sunt. Vă mulțumesc tare mult, doamna doctor. Eu vă mulțumesc și ne revedem cu drag. Ne revedem cu drag în iulie. La revedere, seară frumoasă! La revedere și o seară frumoasă tuturor!